APA Vital continuă măsurile de întrerupere a furnizării apei la Pașcani la blocurile unde nu sunt încheiate contracte de furnizare. În cursul zilei de astăzi au fost închise robinetele la blocurile B5, scările A, B și C, de pe strada Mihai Eminescu și B11, scările B și C. Tot astăzi a fost reluată furnizarea apei la blocul A6, după ce locatarii și-au desemnat reprezentanții de scară, deși fac parte dintr-o asociație de proprietari a cărui președinte a refuzat să-și asume orice fel de responsabilitate. În continuare este închisă furnizarea la blocurile C4, P4 și B10 din aceleași motive. Interesant este că la blocul A6, președintele de asociație, Dumitru Petrușca, a refuzat să se implice în încheierea contractelor de furnizare, deși a fost ales să-i reprezinte pe locatari. El a motivat că nu i-ar permite legea și își asumă astfel de responsabilități în condițiile în care toate asociațiile de locatari din țară au contracte cu furnizorii de servicii. Pașcanul înflorește la propriu. Astăzi au fost amenajate 16 ghivece imense pe verticală în centrul orașului, dar și în parcul Peștișor. Butoiașele cu flori multicolore, petunia și mușcate au fost puse pe platforma din fața primăriei Pașcani, acolo unde se construiește și o fântână arteziană, iar în curând va fi finalizat și parcul din lateralul instituției. Deocamdată în zona esplanadei în fața primăriei s-a considerat că este o zonă prea deschisă, prea mult beton și am zis să o mai înfrumusețăm cu niște suporți de flori pe verticală. Dar în afară de asta o să mai facem și partea din față cu scoarele, o să mai completăm, o să venim cu spațiile verzi completate tot cu flori și o să vedem ce fel de flori să punem și pe aceste spații verzi. O să montăm și stâlpi în piața centrală și o să finalizăm și parcul din lateralul primăriei. Ele au fost amenajate în așa fel încât să fie udate pe o țeavă din mijlocul ghiveciului, iar apa să ajungă la toate florile. Mai dezvoltă, mai cresc. Ele mai cresc, da? Numai că trebuie să ai grijă să le uzi neapărat. Cum vor fi udate? Prin țeavă jumătatea de jos și pe deasupra ușor jumătatea de sus. Lucrarea nu este gata, suportul de fier va fi prins în ciment, iar butoiașul cu flori va fi încadrat într-o ramă de lemn. Ori, numai cât ce vreau să vă ori, vopsea, ori fă-mi ceva din lemn și acoperi. Nu vopsea. Ia repede ceva, o ramă care să se închidă din două secțiuni, da? Și să prindă frumos așa și fă-mi la fiecare câte o ramă din asta. Da? Dar urgent e legătura cu Ștefan Găsă și fă-le urgent trebuie. Pășcănenii care trec prin zonă rămân pe loc și le admiră câteva secunde. Ei spun că arată foarte bine și că ar trebui mai multe flori puse în oraș. Ei speră ca cetățenii să aibă simțul civic și să nu le distrugă. Foarte frumoase și mi-aș dori să fie cât mai multe flori și cât mai multă verdeață. Să fie un oraș al florilor, cum este orașul alelelor, cum este orașul trandafirilor, ar putea fi și la noi. Credeți că o să reziste? Mi-aș dori ca oamenii să fie suficient de educați, să le păstreze și să reziste cât mai mult. Mie îmi plac florile, da, sunt frumoase, de s-ar păstra acum. Atenție șoferi, în următoarele zile vor fi restricții de circulație pe câteva străzi importante din Pașcani, se toarnă stratul de uzură. De astăzi s-a început cu strada Ștefan cel Mare în zona Vatra, urmând Ceferiștilor și Panta Republicii. Da, începând de astăzi, Echisam a început să toarne și ultimul strat de covor asfaltic pe strada Ștefan cel Mare, stratul de uzură, după ce s-au ridicat cămin la cotă. Continuând după aceea cu strada Ceferiștilor, Panta Republicii, se toarne mult un strat. În cursul săptămânii viitoare vor fi finalizate 4 străzi. Muncitorii de la firma care a câștigat licitația Echisam Târgu Frumos turnau asfalt pe sensul demers de la Spitalul Municipal până la intersecția de la Obor. Astfel, mașinile au circulat pe un sens demers. La fața locului, pentru a preîntâmpina incidentele în trafic, a fost și un echipaj de la Poliția Locală din Pașcani. Este deschisă pe o singură artieră, pe Ștefan cel Mare, este dirijată circulația în acea zonă, nu este blocată strada, definitiv. Viceprimarul orașului Pașcani, Vasile Axinte, spune că vor fi finalizate 4 străzi din oraș în următoarele zile. De când au început lucrările, s-a plombat, au fost montate conducte de apă, s-a turnat primul strat de binder, s-au ridicat capacele de canal, dar s-au pavat și trotuarele. Păi, s-a refăcut plombele, s-au montat conductele de apă pe Ștefan cel Mare, atât pe partea stângă și pe partea dreaptă, s-a turnat stratul de binder, s-au ridicat căminile la cotă și acum se toarne stratul de uzură, urmând după aceea să facă marcajele rutiere și să monteze semne de circulație. Menționăm că administrația locală are în derulare un amplu program de modernizare a străzilor din Pașcani cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local și din credite.
Bătrâni din municipiu și comunele din împrejurime au venit astăzi la Comisia de Handicap cu speranța la o pensie, bani care de cele mai multe ori se vor duce pe medicamente. Cam fiecare lună, atunci când specialiștii de la Iași vin la Pașcani, evaluarea a avut loc la primăria din Pașcani. Din nou, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulți este prezentă la Pașcani 10 iunie 2015, cu număr de 35-37 dosare pentru evaluarea celor care au depus la Direcția Generală de Asistență Socială dosarele și au primit un număr de înregistrare cu planificarea pe 10 iunie. De exemplu, această femeie din Găștești a venit cu speranță că va primi pensia de câteva sute de lei. Ea spune că are mai multe probleme de sănătate, printre care cu vederea, rânichii, diabet, iar venitul este foarte mic, costurile pe medicamente și întreținere fiind destul de mari. Dosar, eu am diabet și am 9 și cu 2, 11 complicații cu sănătate. 11. Printre care rinichii și al mai tare care mă atacă, vederea, ochiul drept nu văd deloc cu dânsul. Islantă l-am operat și așa nu prea văd și cu ăsta operat nu prea văd chiar bine. Dar nu am decât 39 de lei care ne-am de la diabet și pisenică e vorba că ăștia diabetul îi ridică de tot acum și n-am niciun venit. Această femeie din suburbia Sodomeni îl însoțește pe soțul ei după ce el a suferit un accident vascular, iar starea lui de sănătate este din ce în ce mai rea, iar familia Bâlu abia face față cheltuielilor. Am venit cu soțul la comisie. Ce probleme are soțul? Am avut accident vascular. Și acum cum? Sunt murdăre și tot că mănâncă la baie, trebuie să-l conduc, trebuie numai cât mai merge așa pe picioare. Comisia este formată din medici și psihologi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, care analizează dosarul ce conține acte de identitate, decizii de pensie sau hotărârea de handicap, scrisori medicale și alte documente care atestă starea de sănătate actuală, dar și istoricul bolii. După ei deja dosarul l-au evaluat în cadrul serviciului. Aici vine și face o confruntare între persoana care a depus și ultimele creionări ca să poată introduce într-un calculator dacă beneficiază sau dacă nu. Îi se mânează un bilețel în care se pune data când se prezintă după certificatul de handicap. De cele mai multe ori, persoanele evaluate pleacă acasă cu dosarul aprobat pentru pensia de handicap. În jur de 90-95%. Sunt puțini care deja dosarele ajung pentru cei care sunt, nu le se primesc de altfel. Numai în cazul în care sunt criterii de clasificare conform ordinului emis de Ministerul Muncii, care nu se încadrează. În rest, încolo, un procent destul de ridicat primesc încadrarea în grad de handicap. Următoarea planificare are loc pe 10 iulie, tot la primăria Pașcani, după ce dosarele persoanelor cu probleme au fost depuse la Iași, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. În 4 ore de controle, polițiști au dat amenzi de aproape 4.000 de lei. Acțiunea a avut loc pe raza comunelor Ruginoasa, Stolnice Împrăjescu, Mogoșe, Siret, Hălăucești, Tătăruși, Lespez, Cristești și Ciohorăni și s-a avut în vedere prevenirea și combaterea infracțiunilor comise prin violență, în special a infracțiunilor de lovire și alte violențe, cât și pentru depistarea gestionarilor care servesc minorii sau persoanele aflate în stare de ebrietate cu băuturi alcoolice. Polițiștii pașcăneni au acționat pe raza mai multor comune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea comiterii de fapte cu violență, precum infracțiunile de lovire sau alte violențe. Pe tot parcursul acestor acțiuni desfășurate pe raza comunelor nu au fost constatate incidente deosebite, creându-se acel sentiment de securitate pentru cetățeni prin prezența polițiștilor în centrul comunității. Controlele au avut loc în seara zilei de 8 iunie în intervalul orar 20-24 și au fost controlate 26 de unități comerciale legitimate 61 de persoane, fiind aplicate 17 sancțiuni contravenționale, valoarea lor fiind de 3.555 de lei.
Aseară, un bărbat din Rugiunas a fost victima unei agresiuni, în urma căreia a ajuns de urgență la spital. În urma unei solicitări telefonice către serviciul de urgență la 112, efectuat în jurul orelor 21, Dumitru Agape, de 36 de ani, a ajuns la Spitalul Municipal de Urgențe din Pașcani cu răni la antebraț produse cu o furcă și coasă, așa cum rezultă din declarațiile lucrătorilor de la serviciul de ambulanță. Bărbatul a primit îngrijirile necesare, însă a refuzat internarea, așadar s-a întors la domiciliu. Nu deținem alte informații despre caz și deocamdată nu au fost luate alte măsuri. Flăcările mari și fumul gros care se vedeau dintr-o locuință din satul Conțeș, comuna Valeseacă, au alertat vecinii care au dat o mână de ajutor până când la fața locului au sosit echipajele de pompieri de la Pașcani solicitate prin apelul de urgență 112. Nefericitul moment a avut loc în această după-amiază în jurul orei 15:20 la gospodăria familiei Toader Damian. Inspectoratul pentru stații de urgență Iași a fost solicitat prin numărul unic de urgență 112 să intervină în localitatea Conțeș pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. La locul intervenției s-au deplasat două echipaje din cadrul secției de pompieri Pașcani. În urma incendiului nu au rezultat animale moarte și nici probleme de propagare a focului la locuință. Din primele verificări, incendiul ar fi pornit de la o sobă necurățată aflată într-o anexă construită din lemn din apropierea casei de locuit, dar și a unor ocoale pentru animale. Din fericire, nu au fost victime omene și nici animale arse. Amenzi usturătoare pentru taximetriști, printre cei 120 de conducători autoechipate taxi, verificat marți la nivel de județ de către polițiști, au fost și șoferii din Pașcani. În urma neregulilor găsite, s-au aplicat 31 de sancțiuni în valoare de aproape 4.200 de lei. Amenzile au fost date pentru abatere referitoare la telefonie, nefolosirea centurii de siguranță, oprire și staționare neregulamentară, anvelopare necorespunzătoare, neacordare prioritare pietoni, neafișare cusonului și a planului tarifar la vedere în autoturism. Spre exemplu, a fost sancționat cu 390 de lei amendă și reținerea permisului de conducere pentru 30 de zile un șofer de taxi în vârstă de 41 de ani, care nu a acordat prioritate de trecere unui pieton care traversa neregulamentar partea carosabilă. Ce planuri aveți pentru vacanță? Ați vrea să mergeți într-o tabără, dar vă faceți probleme că nu aveți bani? Și mai bine, doar până vineri se fac înscrieri pentru Tabăra Împreună pentru Tineri, proiect realizat cu sprijinul municipiului Pașcani la Muncel, în perioada 26-28 iunie. Asociația Șansa 2010 a primit finanțare de la bugetul local pentru a organiza această tabără în care pot merge maxim 150 de copii și tineri din Pașcani și împrejurimi. În perioada 26-28 iunie va avea loc la Muncel o tabără organizată de Asociația Șansa 2010 printr-un proiect realizat cu sprijinul municipiului Pașcani. Aveți ocazia destul de rar să mergeți într-o tabără de 3 zile și 2 nopți, chiar la sfârșitul acestei luni, în care nu veți plăti nici cazare, nici masă sau alte servicii, fi necesară doar achitarea unei taxe de înscriere, în valoare de 50 de lei. Cei care vor să participe la această tabără au ocazia să nu plătească nici masa și nici cazarea, pentru că tabăra fiind finanțată de către Primăria Municipiului Pașcani, ei vor plăti doar o taxă de înscriere în valoare de 50 de ron. Proiectul este adresat tuturor copiilor și tinerilor cu vârstă între 11 și 19 ani, dar și cei care provin din medii sociale defavorizate au prioritate. La această tabără se pot înscrie copii și tineri cu vârsta între 11 și 19 ani. Toți copiii se pot înscrie la această tabără, dar prioritate au, așa cum este normal, cei din mediile defavorizate, fie că este vorba de familii monoparentale, copii cu părinți plecați în străinătate sau alte situații sociale deosebite. Pentru că inițiativa nu are numai scopul de a veni în sprijinul elevilor pentru a petrece o parte din timpul liber al vacanței într-un mod util, ci și de a promova colaborarea în acțiunile de voluntariat. Participanții vor avea parte de activități variate, organizate pe ateliere, fie că e vorba de activități care vizează latura fizică de dezvoltare sau cea intelectuală. Astfel, cercetașii vor organiza ateliere pe aventură, vor fi
ateliere pe dezvoltare personală. De asemenea, în cadrul taberei va fi organizată o conferință în care se încearcă punerea în lumină a voluntariatului ca și alternativă pentru preocupările tinerilor. În tabără, participanții vor avea parte de activități interesante și ateliere utile. Vor învăța ceva despre voluntariat și au ocazia să participe la o conferință urmată de dezbateri. Cei care doresc să se înscrie în tabăra împreună pentru tineri pot să se adreseze voluntarilor asociației noastre, care vor veni prin școli pentru a împărți aceste formulare până vineri, sau pot să acceseze acest formular tot până vineri inclusiv de pe pagina de promovare a evenimentului împreună pentru tineri. Asociația Șansa 2010 a ales să organizeze acest proiect în parteneriat cu încă trei asociații care se remarcă prin voluntariat în Pașcani. Este vorba de Asociația Lumină și Dar, Asociația Tinerilor Ortodoxi Filiala Pașcani și Centrul Local CRINI, adică Cercetașii României din Pașcani. Menționăm că formularele de înscriere se găsesc și pe pagina de promovare a evenimentului de pe Facebook Împreună pentru Tineri sau la voluntarii de la cele patru asociații implicate în proiect. Zeci de profesori din întreaga Moldova participă în aceste zile la simpozionul regional ce poartă denumirea de dimensiune ale învățământului special și special integrat în contextul național și european. Evenimentul ajuns în acest an la cea de-a șasea ediție este organizat de Școala Specială din Pașcani în colaborare cu Liceul Tehnologic Special Trinitas din Târgu Frumos. Bun venit în Școala Integratoare! Această etapă se realizează prin activități extrașcolare derulate împreună cu toți elevii școlii până în luna septembrie. Așadar, pe parcursul a două zile, 10 și 11 iunie, profesorii implicați în proiecte cu metode și tehnici noi de predare pentru copiii cu CES au vorbit publicului despre importanța acestora în viața micuților speciali. Au fost amintite și chiar puse în practică metodele de art-terapie. Acest simpozion este în calendarul Ministerului Educației și este coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, iar ca parteneri avem Liceul Special Trinitas Târgu Frumos, precum încă 7 școli din regiunea Moldova. Ca o noutate față de anul trecut, deoarece vrem să dăm o dimensiune mai mare acestui simpozion, simpozionul se derulează pe parcursul a două zile. Au avut loc și cercuri pedagogice ale profesorilor de psihopedagogie specială. Mâine, partea a doua a programului se va desfășura la Târgu Frumos, unde vor avea loc dezbateri pe teme precum integrarea, abordarea teoretică și practică, dar și evaluarea complexă a procesului de integrare a copiilor cu CES în școală și societate, dar se va vorbi și despre limitele integrării școlare și sociale. Astăzi a debutat la Școala Gimnazială Specială Pașcani, urmând să abordăm problematica integrării copilului cu CES în școala publică, mâine la Liceul Tehnologic Special Trinitas Târgu Frumos. Coordonator științific al simpozionului este Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Ne bucurăm de o prezență considerabilă a tuturor colegilor din sistemul de învățământ special, dar nu numai, și a colegilor din învățământul public, deoarece ce vrem să creăm o punte de legătură și o colaborare permanentă între cele două sisteme de învățământ. Vrem să prezentăm și să diseminăm informații noi dobândite prin proiectele europene derulate de școală. Vrem să abordăm și să prezentăm colegilor noile tehnici și metode implementate la nivelul școlii noastre. Simpozionul Dimensiunea ale învățământului special și special integrat în contextul național și european se va încheia cu concluziile profesorilor veniți din toată Moldova, dar și cu un program artistic pus în scenă de către copiii speciali. Menționăm că scopul evenimentului este familiarizarea cu strategii, tehnici și metode de intervenție modern folosite de instituții similare din România și Uniunea Europeană.